G2A, jocuri ieftine pe tot parcursul anului. Mai multe detalii în descriere. Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la un tutorial? What? Culpir, tu nu faci tutoriale? Oh, ba da, fac tutoriale, n-am mai făcut de mult într-adevăr, dar astăzi sunt pregătit să fac tutorial pentru casa asta pe care am făcut-o pe 150 de zile pe Minecraft Ultra Hardcore. Și am zis acolo puțin un mic hint că probabil voi face un tutorial și am observat că foarte mulți dintre voi vreți tutorial, așa că clar o să facem tutorial la această căsuță. Eu zic că această casă este într-adevăr o casă de început, dar nu chiar din cauza că trebuie să strângi puțin câteva materiale, de exemplu lemnul ăsta, trebuie să mergi puțin în Nether, trebuie să găsești puțin calcit, în rest, toate chestiile astea sunt destul de ușor de obținut, zic eu. Am făcut aici forma casei, imediat o să vă prezint și paleta de culori, dar voi trebuie să mă ajutați foarte, foarte tare cu un like și cu un subscribe, aș aprecia extrem de mult dacă faceți chestia asta și, desigur, dacă vreți să vă uitați la episodul cu 150 de zile, vă recomand pentru că este incredibil și în curând o să fie și 200 de zile, dar da, like, subscribe, vă mulțumesc foarte mult pentru toată susținerea, sunteți cei mai tari și hai să începem cu acest tutorial, oameni buni. Așa. Hai să prezentăm paleta de culori. Avem aici diorite, simplu. Ăsta ar trebui să-l găsiți absolut peste tot, deci nu cred că ar fi asta o problemă. Calcitul se poate găsi pe munți, dar nu orice tip de munți. Uite, de exemplu, aici pe harta asta, pe seed-ul ăsta pe care l-am eu pe Ultra Hardcore, este același seed, numai că am făcut aici construcții și nebuneli, dar uite, de obicei calcitul se găsește în munți, dar nu munții ăștia, aparent alt tip de munți, sau puteți să vă duceți în mină și găsiți un glob de cristal și sigur o să găsiți calcit. Birch log, vă dați seama că îl găsiți ușor, lână, destul de easy, faceți o mică fermă de animale, deci de asta am zis că e casă de început, dar e casă mai medie, așa, gen trebuie să ai câteva chestii. Ăsta e lemnul din Nether, aici avem lemnul de cherry și, bineînțeles, niște dark oak. Cam asta este toată căsuța. Nu este deloc foarte complicată, cel puțin paleta de culori. Hai să vedem forma. Din nou, nici forma nu este foarte complicată. Avem aici în felul următor. Pe aici este intrarea, da? E de 3 pătrățele. După avem în colțuri diorite-ul ăsta, da? Am pus peste fiecare diorite de ăsta, am pus un slab și îi dă un efect destul de interesant de la distanță, după cum observați, îi dă un efect foarte, foarte șmecher pe colțuri. Ok, puteți să începeți de aici. Puneți 3 blocuri, după vă duceți, puneți unul de ăsta, după veniți cu 2, după lăsați unul aici. Bine, eu am scos asta ca să fie mai mult loc în interior, dar da, puteți să faceți chestia asta. O să încerc să merg cât de încet posibil ca să înțelegeți toată schema. Din nou, un colț, unul de ăsta, după vin cu 4 blocuri aici, aici vin cu 7, dacă nu mă șel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mai întâi faceți forma asta ca să vă fie mai ușor, după veniți aici cu 2, eu număr doar astea de diorite, ăsta e colțul, da? Aici avem 3, aici iarăși colț, iarăși 3 și aici am făcut o chestie puțin mai ciudată, dar din nou nu trebuie să fie simetric ca să arate bine. Uite, de exemplu, eu aici am făcut o chestie mai weird, dar presupun că nici nu ați observat că există acest stâlp. Practic, ăsta e stâlpul care vine aici. După ce am făcut forma aceasta minunată, o să fac asta ca să vă uitați mai bine la ea. Bun, sper că ați luat un screenshot sau puneți pauză la videoclip, I don't know. Mai departe, tot ce trebuie să facem este în felul următor. Ridicăm pereții. După ce ridicăm pereții, trecem la următoarea etapă. Dar, ca să ridicăm pereții, după cum bine vedeți, pe jos, la baza casei, avem numai diorite, da? Așa că o să facem ceva de genul ăsta. Bam, urcăm. Nu trebuie să facem asemănă, nu trebuie să facem fix la fel ca cealaltă. O construim din nou, practic, știi? Și uite așa, am făcut la baza casei, doar așa cu diorite. Bun, eu zic că arată ok în modul acesta. Hai să mai ridicăm una aici, ca să fie una așa, una așa, una așa, una așa, să fie mai sus, mai jos, mai sus, mai jos. Și v-ați prins voi că arată bine în modul acesta. După, cealaltă blocuri sunt special folosite, tot așa, albe. Încercăm să facem un fel de degrade, dar nu neapărat degrade. Practic, nu-i degrade, pentru că degrade înseamnă că pornești de la o culoare și ajungi la o culoare mai light, să zicem, gen cum facem aici cu astea.
da? Deci pornim de la o culoare mai închisă și ajungem la o culoare mai deschisă, dar asta nu e neapărat degradat, e mai mult textură. Practic texturăm această căsuță. Și mie mi se pare că aceste blocuri de calcit, birch logul și ulu se potrivesc perfect. Însă, s-ar putea să potrivească foarte bine și bone blocul. Ba nu. Bone blocul nu se potrivește așa de bine pentru că este galben. Este puțin cam galben, dacă observați voi. Și este prea smooth. Este prea smooth, textura e prea așa și ne trebuie ceva mai harsh. Și următoarea textură care este cea mai harsh, de fapt toate astea sunt așa mai aglomerate, să zicem așa, texturile. Dar după, eu cred că am venit, după cum bine vedeți, nu prea contează ce faci după. Ideea e să nu se repete în continuu același bloc, da? Adică să nu facem în continuu așa. Pentru că dacă facem în continuu așa, nu e așa de interesantă. Așa că o să trebuiască să diferențiați ceva de genul. Puneți lână, luați niște birch log, îl puneți ba pe aici, ba pe acolo, mai puneți puțin aici, puțin aici și uite deja cum arată de la distanță. Pare că peretele ăla e ceva diferit cu el, nu e un singur bloc și contează foarte mult și mai ales că toate blocurile astea se potrivesc, creează așa un perete mult mai interesant, părerea mea, cel puțin mie îmi place la maxim ce se întâmplă aici. Bun, așa, vă duceți la colțurile astea pe care le-am pus și o să le ridicăm în momentul de față, punem așa un slab, pam, pam, după venim cu blocul ăsta, după iarăși un slab, le ridicăm puțin, ca să fie treaba. Hai să vedem câte blocuri înălțime. Aici avem o scară de 1, 2, 3, 4. Bam, aici putem să punem slab. Iarăși o să fac doar cu diorite, dar după venim și schimbăm. Punem polish diorite dacă vrem, ca să fie cât mai interesantă căsuța, să zicem. Bun, după asta ce am făcut aici? Am mai pus încă un rând din ăsta și după vine, pam, 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 să zicem, și de aici vine, bineînțeles, podeaua și ușa. Aici va fi ușa. Da, construim imediat ușa. Hai să terminăm cu pereții prima dată. Deci va trebui în continuare să facem acești stâlpi, să vedem cât de înalți îi facem. O să număr imediat. O avem așa. 1, 2, 3, 4. Numărăm doar blocurile full și ridicăm așa. 1, 2 și a patra. Bun. După mergem la următorul și avem aici tot așa 4, după cum bine vedeți, ultimul bloc e ăsta, deci o să le ridicăm pe toate, o să le ridicăm și pe astea din față tot la 4. Hai să vedem partea cealaltă, uite ăsta e înalt tare pentru că e turnul și am zis eu că vreau să unesc turnul ăsta cu alt turn, dar asta o să vedeți în următoarele videoclipuri. Hai să vedem aici cât e, 1, 2, 3, 4, da? Deci partea asta este cu 4 iarăși, 1, 2, 3, 4. Hai să ridicăm și să construim pereții, după cum ziceam, că asta trebuie să fac. Ăsta e primul pas tot timpul, să construiești pereții, după adaugi detalii și alte nebuneli. Și hai să numărăm și la turnul ăsta să vedem. 1, 2, 9 și după avem 10, practic. Avem 10 pentru că mai trebuie să urcăm după. Bun, hai să facem și chestia asta repede, repejor. Iar acum, oameni buni, vom umple ceva de genul. Asta doar pentru că sunt pe creativ și vă sfătuiesc și pe voi să construiți prima dată o casă pe creativ și după să o puneți pe survival, pur și simplu puteți să folosiți Lightmatica și pur și simplu pe creativ e mult mai ușor să construiești pentru că te miști repede și zbori, obviously, și pur și simplu acum v-am zis, încălcăm puțin regula cu texturarea clădirii, pur și simplu vrem doar să ridicăm clădirea până la un anumit nivel ca să înțelegem o chestie, să vedem cum arată. Puteam să folosim numai diorite, dar vom folosi asta că e mai plăcut. Imediat o să o texturăm, nu-i problemă. Dar da, am zis că aici o să urmeze ușa, da? Deci, practic, ușa... Stai, că trebuie să facem și podeaua asta. Hai să o facem și podeaua repede ca să fie făcută. Stai, cum porneam în mijloc este din ăsta. Ok, I see. Știu că este puțin tutorialul ăsta în toate direcțiile, dar încerc să-l fac cât de clar posibil. Dacă urmăriți tot acest videoclip, cu siguranță veți înțelege cum se face această casă. Și, în primul rând, nu trebuie să faceți casa 100%
cum o fac eu. Puteți să faceți altă formă și să aplicați toate conceptele astea pe care vi le-am explicat. Texturarea în modul acesta, faceți aia așa. Puteți să luați doar anumite chestii din căsuța asta pe care am făcut-o eu și să o adaptați pe placul vostru. Pur și simplu puteți să faceți chestia asta și, din nou, eu așa am învățat să construiesc. Vedeam construcții mișto, ok, le studiam puțin, bam, 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 și după, pur și simplu, făceam eu formele mele, dar doar mai luam și eu o paletă de culori mișto de undeva și toate nebuniile astea. Bun, aici cred că am greșit eu ceva. Ușa se pune aici, bam, 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 și ea se pune și aici asta. Ok, bun, greșit. Gata, gata, am reușit. Și asta este ușa. O deschidem, pac, intrăm. Easy peasy lemon squeezy. Și după cum ați observat, noi nu avem așa pătrată chestia asta, pentru că am pus niște polished stair diorite. Bun, punem și noi aici. Și după cum bine observați, cred că aici se schimbă puțin. Vedeți? Începem să punem peretele cu un bloc mai în față. Deci cam asta e ideea. Și câte blocuri mai exact? Și practic vine una, două, trei, patru. Ok. 1, 2, 3, 4 să fie. 2, 3, 4. Am mai ridicat cu încă un bloc aici, să fie la nivelul construcției. Așa, bun, perfect. Și dacă observați, mergem în spatele construcției și avem așa. 2 din astea, 1, 2 din astea și încă 2 din astea. Ok? Hai să facem și noi chestia asta, tot așa calcit, și după să facem texturarea. Deci avem 2, avem 1, după avem 2, și iarăși două, nu? Așa era. Două, bam, una, bam, două. Bun, acum completăm tot acest perete. Doi, vine unu, după vine iarăși doi, după iarăși vine doi și tot așa. There we go. Și preferabil cred că să facem asta. Ia uitați, casa noastră arată cam ciudățel acum. Este complet albă. Arată bine, o să arate bine într-un final. Într-un final o să arate bine. Dacă mi-amintesc eu bine, prima dată când am construit această casă, am făcut acoperișul ăsta și după am integrat turnul în acest acoperiș. Pentru că, dacă observați, turnul ăsta intră puțin în acoperișul ăsta. Așa că, cred că începem și noi să facem forma acoperișului ca să ne fie mai ușor. Deci, prima dată, nu ne interesează niciun geam, nu ne interesează absolut... Bine, teoretic ne interesează puțin geamul, trebuie să putem să facem așa, să ne dăm seama, bă, aici ar veni un geam. Când facem forma casei, ne dăm seama după numerele pe care le avem aici, ne dăm seama că aici o să avem un geam de 2. Dacă era un număr par, impar, mă scuzați, adică de 3 blocuri, aveam un geam de 1, știi? Și cam așa îți dai seama din prima că, bă, aici o să fie geamuri de 1, acolo o să fie geamuri de 2. Deci trebuie să vă jucați cu numerele astea par și impar, da? Easy peasy lemon squeezy. Hai să vedem forma acoperișului, da? Ia să luăm așa niște scări. Bă, acoperișul ăsta mi-a dat niște bătăi de cap. Mi-a dat niște bătăi de cap, dar hai că vă explic cum am făcut. Deci, practic, am pornit de aici cu un bloc. După am mers cu alt bloc, 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 bloc. Ok, bun, gata, gata, știu. Ne uităm la ultimul bloc de polished diorite și o să facem chestia asta. 2, bun. Punem doar așa, doar forma cu blocuri din astea, după punem, cum se numește, slab-uri și toate detaliile nebunile. Bun, pam, pam, și cred că așa era, nu? Una, da, aici este una, după cum bine vedeți am pus aici slab-uri, după scări, după nebuneli. Bă, forma e ceva de genul, dar hai totuși să facem exact cum e aici. O să punem și slab-urile, da? O să avem aici un slab, aici un slab. Easy peasy. După, pare că este bine aici. După trebuie să mergem cu încă un bloc. Pam, pam, punem un slab sus și pe astea de aici. Pam, pam. Așa, aici cred că trebuie iarăși două, dacă nu mă înșel, da, este un slab aici. După venim cu o scară care e cu susul în jos, ceva de genul, și după un bloc peste ea și după iarăși un slab. Ok, bun. Și după facem asta, cred că așa e, nu? Bă, eu zic că fac bine ce fac aici. A, nu, aici e un bloc full. Ok, dar dacă ar fi o scară, cum ar arăta? Ar arăta oribil? Eu zic că ar arăta mai bine, poate. Ia să punem noi o scară. Da, bă, arată mai bine. Punem o scară. Ok, vezi? Deci, cu cât petreci mai mult timp la o construcție,
cu atât mai bună o să devină, da? Așa, asta e o lecție de viață la multe lucruri. Cu cât petreci mai mult timp la un lucru, cu atât devine mai bun. Bine, nici chiar foarte mult timp, pentru că dacă petreci prea mult timp, pierzi timp. Ok, bun. Aici, din câte am văzut, n-am pus asta, pentru că nu prea îmi plăcea mie, dar arată bine și dacă pui și un slab și aici, nu zic nu. Vedeți voi cum o să vă placă. După, din câte știu eu, am luat scări și am pus ceva de genul. Bam, bam. Și aici am făcut o schemă, pentru că ne deranjează puțin acest stâlp. O să-l acoperim cumva. Uite, l-am acoperit în modul acesta, cu niște trapdoor-uri, ca să nu-ți dai seama. Deci, practic, dacă nu te uiți atent, nici nu-ți dai seama, efectiv. Nu-ți dai seama. Aici scara trebuie luată invers, pam, pam. Gata. Deci nu-și dă seama nimeni, promit eu că nu o să-și dea seama nimeni. Bun, am făcut forma pentru hall-ul ăsta, pentru începutul casei, să zicem. Hai să facem și acoperișul, dacă tot suntem aici, o să curățăm puțin inventarul, o să luăm blocul ăsta, după venim la blocul ăsta care e puțin mai deschis, după la ăsta care e puțin mai deschis și după mergem la cel mai deschis bloc, care este Cherry Planks. Și am făcut-o în modul acesta, am pus 3 blocuri, după am mers așa, după am mers așa, în linie, vedeți cum am mers? În linie. Bun, hai să facem la fel și aici. Venim 1, 2, 3. După am luat pam, pam, pam. După... Stai puțin, că m-am dus aiurea, vezi? Aici, blocul ăsta, trebuie dus aici, pentru că asta e linia, da? Ok. După vine așa, așa, așa. Și după vine bam, bam, bam. Ăsta e acoperișul. Pur și simplu e un mic degrade în direcția aceasta. Și la acoperișul ăsta, tot așa am încercat să fac, dar cred că o să scot sign-urile, că parcă mă cam enervează sign-urile astea, nu știu dacă sunt perfecte. Am zis să le adaug pentru detalii, așa, să fie mai interesant. Știi ceva? Cred că am să le scot, dar ca idee funcționează ele, dar parcă sunt prea întunecate. Efectiv, sunt prea întunecate și nu știu dacă îmi plac. Hai să facem și acoperișul mare. Acoperișul mare va trebui să pornim tot așa de la ultimul bloc de aici. Și aparent aici am pus slab-uri, nu, am pus bloc întreg. Deci punem un bloc întreg peste el, da? Și lângă avem două slab-uri. Ok, ok, I see, I understand. Deci ăsta e blocul, mergem aici sus și avem două blocuri așa. Și după mai punem un bloc peste și ce-am pus? Slab după, da? Ok, bun, slab punem. Acum sunt sigur că pot să vă arăt forma asta cum trebuie. Fiți atenți. Deci, aici o să fie slab. După vine un bloc întreg și încă un bloc întreg. Da? Ceva de genul ăla de aici. După trebuie să urmăriți forma casei și o să aveți un bloc aici. După o să vină două blocuri. După iarăși două blocuri și după iarăși două blocuri. Bun, hai să facem la fel și în partea aceasta și după punem slaburile ca să-i dăm forma corectă. Așa, vine unul aici și acum avem două normal. Pam, pam. Și aici practic e ăsta, dacă nu mă înșel, nu? Ceva de genul. Da, 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 da. Bun, asta e forma. Asta e forma acoperișului. Este destul de simplă. Dar după, ca să arate puțin mai chunky această ramă, pur și simplu va trebui să punem un slab aici, un slab aici. Hai să le punem pas cu pas ca să fie ușor, un slab, un slab. După vine încă un slab aici, dacă nu mă înșel, da, mai vine încă un slab aici. Și aici sunt două blocuri, da? Erau două blocuri și punem încă un slab sus. Două blocuri, slab sus. Aici, ia să ne uităm noi. Deci va trebui să punem un slab aici sau putem să lăsăm chiar așa în partea asta, că mie îmi place cum arată. Și aici sus, ia uitați-vă aici în mijloc, punem una de asta și aici nu știu dacă să punem așa. Nu mai țin minte, sincer, dacă trebuie. Uite, pare că am pus aici. Și într-adevăr e puțin mai chunky, dar arată ok. Bun, mergem în partea cealaltă, facem la fel. Uite, acum, sincer să vă zic, îmi place mai tare. Nu trebuie să puneți slab aici, că arată mai mișto așa. Și după venim aici cu slab, iarăși slab, după aici iarăși slab, dacă nu mă înșel. Iar sus, după cum bine vedeți, am folosit scări și slaburi. Hai să facem la fel. Bă, o să mergem așa și scări, 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 scări. Avem scări? Avem, cum să n-avem. O să facem ceva de genul, bam, bam. Și aici cred că era tot așa. Punem un slab. Aia zic și aici vine...
încă un blog din ăsta. Urmărim forma casei, da? Easy peasy, lemon squeezy, urmărim forma casei, aici 1 și aici 2 din nou. 2 din nou, 1 și iarăși 2 și am urmărit forma casei cum trebuia. Aici lăsăm asta, punem slab, 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 ne uităm partea aia, avem aici slab, 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 slab. O să facem o formă interesantă pe partea asta. Ia uite, practic am venit cu două blocuri după două slaburi. Două blocuri, două slaburi, easy peasy, ca să-i dăm așa un fel. Practic e curbat puțin, vedeți? Practic îi dă o chestie așa mai curbată și dacă vreți să accentuați chestia asta puțin mai tare, puteți să veniți și cu niște slaburi aici, slaburi, trapdoor-uri, ca să îi dea forma aia și mai tare. Uite, de la distanță pare că e curbat acolo jos, vezi? Și arată super interesant, părerea mea. Bun, hai să facem și partea asta de acoperiș, dacă tot am ajuns la ea. Deci, din nou, în colțuri o să fie întunecat și în mijloc o să fie super, super aprins. Și de la distanță, crede-mă, arată bine. De aproape, nu arată foarte wow, dar la distanță, uite puțin ce interesant e acoperișul, nu? Pare că arată super fain. Nu pare, chiar arată fain. Bun, hai să începem și acest acoperiș. Este destul de... e mai ușor decât forma ramei, sincer să vă zic, e mai ușor. Și aici nici nu mai trebuie să mai faceți absolut nimica. O să vină turnul, o să vină puțin acoperiș și nu mai trebuie să faceți nimic în partea aceasta. În schimb, cred că mai trebuia eu să pun în părticica asta, trebuia să mai pun așa, așa. Bun, there we go. Și din câte văd eu, aici trebuie să mai punem și încă asta. Bun. Bun, bun, bun. Aproape am terminat casa, ești nebun? Eh, nici chiar, dar mă rog. Una, două, trei. Una, două, trei. În modul acesta se pune și sus ne uităm puțin cum am făcut. Una, două, trei. Una, două, trei, da? Dar secretul este să ai și aici încă două. Bun. Și aici cum am făcut? Ceva de genul, nu? Bam. Bun. Am început, am terminat deja cu aceste plank-uri. Acum o să mergem la Stripped Crimson Stem și o să-l punem așa, ca un smiley face, practic, o să facem aici. Bun, gata cu smiley face-ul. Hai să-l facem și în partea cealaltă. O să fie două aici, una aici. Și unde mai trebuie pus una? Aici? Cred că da. Cred că da, uite, vezi? După iarăși trecem la următorul bloc, care este Stripped Cherry Log și tot așa facem. Treptat, treptat, vezi? Pam, 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 pam. Iar aici venim pam, 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 pam. Ei, și în mijloc tot ce trebuie să faci este să pui acest cherry planks. Ia să vedem, completăm. Și gata, oameni buni, uitați-vă puțin cum arată acest acoperiș. Deci, practic, e super ușor de făcut când vă arăt step by step, nu? Și la fel trebuie să facem și pe partea aceasta. Deci, fix aceeași chestie. Deci, avem una, două, trei. Una, două, trei. Așa, stai puțin că aici trebuie să vină și un turn. Ne imaginăm acum că avem chestia asta, colțul ăsta. Ne imaginăm că trece așa pe aici și trebuie să începem să-l construim. Da? O să tragem o linie așa și ne uităm. Practic de aici începe. Bun, 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 bun. Și punem la fel ca tura trecută. Tot așa, block, slab, block, slab, block, slab, block, slab. Ca să-l aducem la nivelul corespunzător. Va trebui să ridicăm pereții ăștia puțin. Să ne dăm seama ce facem aici, că nu prea îmi dau eu seama dacă nu ridicăm pereții, e cam greu. Iar aici, sincer să vă zic, nu știu exact de unde. Hai să încercăm să facem acoperișul și după ne dăm noi seama. Deci punem aici una de asta, după vine una din asta. Opa, puțin mai jos. Așa vine? Cred că așa vine, boys. Aha. Aici o să vin așa. Pam, pam. Și de aici vine pa, 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 pac. Cred că asta e ultima. De aici, din câte știu eu, ar trebui să ridicăm peretele ăsta și practic am completat casa în mare parte. Da? Și practic intră turnul ăsta în acoperișul ăla. Hai că nu e așa greu.
chiar nu e așa de greu cum pare. Poate pare, sper că explic destul de bine, o să încerc să las puțin mai uncut toată unde pare mai complicat, o să încerc să las uncut chiar dacă nu vorbesc eu prea mult, dar important e să vedeți cum fac ce fac, cum fac și ce fac. Uite unde se termină acoperișul și uite unde se termină acoperișul aici, fix aici în mijloc, știi? Și nu-i bine, că eu l-am terminat ceva de genul. Aici am făcut o mică schemă ca să arate puțin mai ok. Cred că l-am tăiat, pur și simplu l-am tăiat. Avem un bloc aici de calcit. Ia să vedem noi dacă ne uităm. Da, așa, l-am tăiat. Practic i-am tăiat chestia asta. I-am tăiat chestia asta. Nu știu de ce, mi se părea că e prea lungă și n-arată bine. Dar uite, din nou, nimeni nu observă chestia asta. Doar dacă tu ești foarte, foarte atent. Trebuie să mai ridicăm cu încă un bloc aici. Încă un rând. Și o să începem să facem și acoperișul acesta. Nu este complicat deloc, nu vă panicați. O să intrăm aici cu niște trapdoor-uri. Așa, le punem pe colțuri și aici în mijloc, după cum bine vedeți, ceva de genul o să facem. Țaca-paca, după o să luăm niște sign-uri și le punem între. Fiți atenți cât de șmecheră e chestia asta, e un detaliu extraordinar. Pare că folosește alte blocuri când te uiți de la distanță, dar de fapt sunt trapdoor-uri și sign-uri. Easy peasy, lemon squeezy. Ah, aici am pus și o literă din greșeală. Bun, după ce o să facem? O să punem niște scări. Aha, punem scările ceva de genul. Peste tot unde erau aceste trapdoor-uri. Bam. Și după ce am făcut următoarea chestie, au fost punem slab-uri de jur împrejur. Pam, 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 pam. Iar pe colțuri o să punem din nou slab-uri. Fiți atenți, o să facem așa. Pam, pam, pam. Și după pe mijloc iarăși slab, 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 slab. Și am dat o formă interesantă la acest turn și aici va veni acoperișul peste. Hai să vă explic cum facem și acoperișul. Nu este deloc greu. Punem în modul acesta. Opa, s-a spawnat un Mandarin Trader. Bine că aici vă spawnați, bă. Așa, trebuie să facem asta. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. După luăm blocul ăsta de Stripped Crimson, o să punem peste ele. O să vine așa, una, două, trei. Bun, și după cum observați, mai dublăm o dată, mai punem, deci vine una așa și după mai punem încă o dată, ok? Ok, vine așa. Pam, 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 gata. O să punem niște blocuri provizorii aici, ca să putem să folosim acest stripped cherry și îl ridicăm cu două blocuri. După o să punem iarăși niște blocuri provizorii. Pentru că atunci când pui acest strip cherry, trebuie să-l pui ceva de genul ca să nu se întoarcă aiurea. Vezi că dacă îl pun așa, s-o întorci textura și arată ciudățel și nu vrem să facem asta. Câte avem? 3 blocuri de fapt avem aici. Ok. Deci 3. Mai mergem cu încă una. Bun. După avem încă unul de ăsta și 2 de astea plank-uri. Simplu și ușor. 1, 2 plank-uri și după trebuie să ne jucăm cu fence-uri. De astea și de astea puțin mai închise și chiar este easy peasy această casă, sincer să vă zic. Acum că o construiesc a doua oară, easy peasy. Prima dată e mai greu, prima dată chiar e mai greu pentru că nu știi exact ce vrei să faci, cum vrei să faci, dar acum arată altceva. Uite puțin ce rapid sunt, pam, 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 gata. Am terminat și partea asta. Bineînțeles aici puteți să puneți... Ați putea pune și un wall, dar nu știu ce wall se potrivește așa de tare. Ați putea pune un wall din ăsta, I guess. Uite, ăsta e un fel de pink, să zicem. Un fel de... Băi, dar chiar arată bine ăla, ești nebun? Chiar arată super, super ok. Se potrivește cu culorile de acolo. Și uite că am terminat și acoperișul, și pereții, și tot. Bun. După ce terminați chestiile astea, bine, alea pe care le-am făcut eu sunt ca niște detalii, dar nu mai contează acum. Acum va trebui să punem geamurile. După cum bine vedeți, am pus geam în partea asta din față și începem totul de aici. Una, două, trei. Trei blocuri sunt. La fel am pus pe partea asta și pe partea asta nu, pentru că va urma să mai construiesc eu ceva. Și în spate. Ok. Bun, deci pe partea asta nu. Vine aici una, două, trei. Una, două, trei. Voi puteți să puneți și în partea asta dacă plănuiți să nu mai construiți nimica. Da? Hai să începem să punem geamurile peste tot și după facem ce alte detalii. După cum bine vedeți, ceva am făcut eu diferit. Cred că am făcut turnul puțin mai mic. Cred că am făcut turnul puțin mai mic.
Da, îmi cer scuze, oameni buni, chiar am făcut turnul puțin mai mic, nu pot să cred. Pentru că nu am observat o chestie pe care am făcut aici o șmecherie. Cred că l-am făcut mai mic cu un bloc. Nu știu dacă observați, am avut astea puse ca lumea, block slab, block slab, block slab, și deodată am lăsat o mică pauză aici. Nu contează. Nu contează, arată bine și așa. Arată și mai bine. Cred că arată puțin mai bine așa decât așa de înalt cum l-am făcut eu prima dată. Ați înțeles ce am făcut aici, da? Deci e o mică schemă, un mic gap de un slab, ceva de genul. Dar e ok. Practic nu schimba deloc forma casei, să zicem. Eu zic că arată super bine și așa. Avem aici un geam de 2. Iarăși avem două geamuri de 2 aici. Și sus avem asta rotundă. Ce mai avem? Încă un geam de 3 aici jos. Și aici încă un geam de 3. Ok. Hai să vedem cum era. 1, 2, 3 și începem geamul, da? 1, 2, 3, începem geamul aici. 1, 2, 3, începem geamul. Perfect. În partea asta o să avem două... Ce am făcut? Ah, mamă, ce m-am speriat. Am crezut că trebuie mai multe geamuri aici, dar e de ajuns doar unul. Tot așa lăsăm asta de 3. Bă, dar ceilalți sunt suspaunat. Suspaunat în pământ? Ah, nu. Ok, bun. Numărăm iarăși. 1, 2, 3. O să punem geamuri de astea. Gata. Am terminat și cu geamurile. Cred că am pus toate geamurile. Ah, mai avem și ăsta. Era așa? Cred că era ceva de genul, nu? Da, era ceva de genul. Și acum fiți atenți la geamuri ce am făcut. Bine, voi puteți puneți alte culori la geamuri, nu-i problemă, dar eu am încercat prima dată cu roșu, nu prea mi-a plăcut. Adică, bă, dă bine și cu roșu, nu zic că nu, dar până la urmă am aplicat această tehnică. Vom pune gray, după vine light gray și după white. Și vine așa, gray, light gray și white. Și așa o să punem absolut la toate. Și uitați-vă puțin, aici când se întâmplă chestia asta, luați un de-asta, un birch wood care este bark, dacă nu mai șel, și îl puneți așa ca să nu se vadă textura aia dubioasă, da? A, dar vreau să vă arăt și aici o chestie la geamuri, că venim pam pam și uite puțin, de exemplu, dacă ar bate, uite, bate soarele din partea aia, o să fie light gray astea 3 și după, bam! Punem doar unul de white ca să pară așa că bate soarele dintr-o anumită direcție și mai luminat în partea aia, ceva de genul încercam eu să fac aici. Așa, venim asta aici. Bam, bam. Și dăm așa un degrade chiar și la geamuri. Degradeul ăsta, mama lui de degrade, dar face lucrurile să arate puțin mai ok, părerea mea. Și îmi place la maxim să-l folosesc, de ce nu? Bun, am terminat și cu geamurile, hai puțin să lucrăm aici, că după cum bine vedeți, am făcut câteva chestii ca să nu se... Uite puțin ce aiurea se vede acel roz în partea asta. Chiar se vede puțin cam aiurea, așa că vom folosi niște trapdoor-uri, niște scări și aparent un singur plank. Avem așa, pam, pam, trapdoor, trapdoor. Și am terminat și cu neplăcerea aia și pentru că arată puțin cam dubios să fie așa plain... Uite, mai degrabă, înainte să punem aceste slaburi și toate detaliile astea mov, putem să texturăm toată casa mai întâi, pentru că după cum bine vedeți, totul e făcut din calcit și arată bine și așa, totul făcut din calcit, not gonna lie, arată chiar ok. O altă chestie pe care vreau să vă mai spun despre această casă cât mai texturez eu căsuța, o să folosesc barcul ăsta că îmi place. Uite puțin, o să vină așa, 2, 3, după vine una aici, una aici, după vine așa, 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 așa și așa. De asta le fac prima dată pe creativ, le pun foarte ușor, după iau cu lightmatica și știu exact ce blocuri o să urmeze când joc în survival, da? Ce mai vreau eu să vă zic despre această casă între timp? Vreau să vă zic că casa aceasta poate fi înlocuită. De exemplu, lăsăm tot așa casa să fie albă, să zicem, dar înlocuim lemnul ăsta cu lemn albastru, numai că nu avem un lemn foarte deschis aici. Dar putem să facem și cu lemnul albastru din Nether și folosim cyan wool, să zicem, pentru acoperiș. Îi dăm, de exemplu, la rama acoperișului putem să o facem de, nu știu, de sprus, poate arată bine, dar putem să schimbăm paleta de culori și practic avem aceeași casă, dar puțin mai diferită și cred că ar arăta interesant și așa. Sincer vă zic, adică doar trebuie să schimbați paleta de culori. Pam, pam. Ce să mai pun, frate? Punem așa. Uitați-vă puțin cum lucrez eu.
Și cam așa trebuie să faceți și voi. Nu puneți prea multe într-un loc. Încercați să le uniți cumva. Ia uite bă că aici am uitat să fac asta. Aole, rușinică colpiruț. Rușinică, rușinică. Aici ce trebuia să fac? Să pun una așa. Vine cu două mai jos. Așa, deci. Vine așa. Aha, I see. Și o să avem una din asta, dacă nu mă înșel. Și după vine tot una din asta. Înseamnă că aici vine una din asta. Pur și simplu trebuie să vă uitați și să faceți ca în oglindă. Și uite că am făcut fix ca în oglindă pe partea asta. Ne uităm la rândul ăsta și vedem și rândul ăsta este fix la fel. Bun, continuăm texturarea. Ca să fiu sincer cu voi, puteți să lăsați doar blocurile astea două și tot arată bine căsuța asta. Dar dacă vreți să fiți și mai crazy, cum sunt eu câteodată, folosiți și lâna. Și ce am mai folosit? Bă, doar lână, nu? A, doar lână, cam atâta. Puteți să puneți mai puțină lână și cam aia e, uite, ca să fie acolo. Din când în când să mai diversifice puțin chestia asta. Uite, vezi, mai punem o lână. Aia zic, boys, chiar este foarte ușoară această casă. Easy peasy. Ok, cred că am terminat și cu partea aceasta. Acum curățăm inventarul și o să luăm fix lucrurile de care avem nevoie pentru detalii. Faza e că casa asta nu e chiar terminată. Putem să venim aici cu niște flower pot-uri și punem câte un flower pot cu o floricică. Putem să mai adăugăm detalii cu niște frunze pe acoperiș ca să arate mai interesant. Deci detaliile nu se termină niciodată, sincer să vă zic, dar eu o să o fac doar așa cum e acum. Și după o să vă prindeți voi din episoade cum ce-am mai modificat. Adică chiar e easy peasy ce-am făcut aici. Ia să vedem. Luăm și asta. Bun, asta era așa. Băi, ceva nu prea-mi place aici. Trebuie să fie o scară. Să punem o scară, să arate ceva de genul. Nu-mi place nici așa cum arată, sincer. Dar nici n-aveam cum să fac asta. Pentru că nu mai pot să pun în partea asta aici. So, yeah. Lăsăm așa. În primul rând o să avem aici la scări. Așa, ca o mică balustradă. Aici o să avem, pam, o scară așa și așa. Dacă nu mă înșel, asta e tot ce am făcut aici. După, o să punem la geamuri ca să le evidențiem. Practic, făcând chestia asta, evidențiem geamurile puțin mai tare și ajută destul de mult. Aici, unde sunt câte două slaburi, am folosit pe lângă ele Crimson Trapdoor, da? La fel și aici, o să punem pam, 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 cred că am terminat. Și pe lângă, v-am zis, putem să mai punem pietricele, floricele, nebuneli, ca să arate casa din ce în ce mai bine. Și aici unde este un singur geam, adică nu sunt două, bineînțeles, o să punem în loc de trapdoor-uri, ca să nu facem asta. Bine, putem să lăsăm și așa, că arată bine. Dar dacă vrem să diferențiem puțin, să fie un detaliu mai diferit, putem să punem sign-uri pe părți și din nou aici am pus sign, unde am? Ah, și am pus și acest fence gate. Ok, punem și fence gate-ul, îl deschidem, putem să punem aici ceva ca să curgă pe acest turn, să fie ceva verdeață, chiar i-ar prinde bine acestei căsuțe niște frunze verzi, ia să vedem, putem, de fapt, știi ceva? Fix frunzele astea iar prinde bine la această casă, pentru că mai au și puțin roz, știi? Și merge așa să pui câte o frunzuliță, dar trebuie să vă jucați mai bine cu ele și să vedeți cum vă place și cum arată cât mai bine. Le combinați pe astea două și deja căsuța o să prindă, o să fie mult mai interesantă. Puteți să agățați și glowberry-uri, puteți să faceți mult mai multe nebuneli. Dar cam gata, cam asta e căsuța. Nu cred că mai trebuie pus nimic. V-am zis, am pus și sign-uri pe acoperiș, dar cred că mă răzgândesc, nu le voi mai folosi. Desigur, pe la colțul casei putem să punem o frunză din nou. Da? Punem aici un composter și toate nebunile astea. Uite, vezi? Pui composter, pui aia și deja trebuie să-i adaugi și niște verdeață, mai ales la casa asta care e albă, tot alb cu roz, cu negru, dacă îi pui puțin verde, deja îți sare în ochi mult mai tare și face casa să fie mult mai frumoasă. Asta o să urmeze să fac și eu în următoarele videoclipuri de
200 de zile, 250 și tot așa. Dar oameni buni, gata, cred că am lungit destul de mult videoclipul ăsta. Sper că ați înțeles cum am făcut această casă. Chiar nu este foarte grea de făcut, este chiar foarte ușoară. O casă de început semi, kind of. Dar da, v-am lăsat. Nu uitați să lăsați un like, un subscribe, să activați clopoțelul cu notificări și ne vedem data viitoare, oameni buni. La revedere, să aveți o zi faină în continuare.